Zelenski va fi dat jos. Undă de șoc în toată lumea. Vladimir Putin a dat ordinul. Rusia trimite o undă de șoc la nivel mondial. Vladimir Putin nu vrea să oprească războiul din Ucraina, ci din contră a transmis un avertisment direct către Statele Unite. Despre ce este vorba? Rusia trimite o undă de șoc la nivel mondial. Un avertisment de ultimă oră a venit chiar acum către Statele Unite. Omul lui Vladimir Putin, Sergei Lavrov, i-a transmis un mesaj clar lui Antoni Blinken în acest sens. Vineri a avut loc prima discuție telefonică dintre Sergei Lavrov și Antoni Blinken de la declanșarea conflictului militar din Ucraina și până în prezent. În urma discuției purtate, diplomatul american a anunțat că Rusia nu are în plan să renunțe la obiectivele pe care Vladimir Putin le-a fixat. Același scenariu este confirmat și de administrația de la Moscova. Sursa citată arată că Rusia nu se va abate de la obiectele operațiunii speciale din Ucraina și că totodată a avertizat SUA, dar și NATO cu privire la pomparea continuă de arme către trupele ucrainene. Rusia va continua operațiunea specială din Ucraina. Ministrul Lavrov a prezentat abordările de principiu ale Rusiei în lumina operațiunii militare speciale pe teritoriul Republicii Populare Donetsk, al Republicii Populare Luhansk și al Ucrainei, subliniind că scopurile și obiectivele acesteia vor fi pe deplin îndeplinite. În acest context, secretarului de stat, Blinken, i s-a atras atenția asupra faptului că pomparea continuă de arme din partea SUA și a NATO către forțele armate ucrainene și către batalioanele naționaliste, care sunt folosite pe scară largă împotriva civililor, nu face decât să prelungească agonia regimului de la Kiev, prelungind conflictul și sporind numărul victimelor. A avertizat Sergei Lavrov, potrivit comunicatului mea Rus. Totodată, sursa citată a mai precizat că Rusia respectă normele dreptului internațional, iar toți cetățenii aflați în teritoriile cucerite de către ruși vor avea o viață normală în curând. Lavrov a subliniat că forțele armate ruse respectă cu strictețe normele dreptului internațional, iar în teritoriile eliberate s-a lucrat sistematic pentru a se reveni la o viață pașnică, arată comunicatul de la Moscova.